Bine ați venit la o nouă emisiune Best of Brașov, care promovează superlativele turistice și lifestyle-ul culinar. Iar astăzi suntem invitați într-o locație de vis a Brașovului, în restaurantul Meditera, în care Richard Holmu pune foarte multă pasiune în ceea ce servește în farfurie clienților și cum îi servește. Richard, mulțumesc frumos că ne-ai primit astăzi la tine acasă. Înainte de a începe masa, să ne dezinfectăm puțin, că ăsta este noul normal și Hygienium ne asigură calitatea și siguranța sanitară. Și îl punem acum aici. Și o să te invit, dacă tu m-ai invitat la masă, eu o să te invit la o băutură. Avem aici sucul de cătină cu mere, made in Romania, da? Biocat. Super. Sau Almdudlerul austriac. Băutura alpină, un fel de suc de plante și de soc acidulat. Care dintre ele vrei să le guști? Ok. Băutura. Deci atunci luăm băutura alpină. Alpină și Almdudler. Și eu o să rămân la sănătatea în pahar. Și că era vorba de sănătatea în farfurie, aici facem sănătatea în pahar. Vitamina C în formă pură, cătină cu suc de mere. Produse bio. Noroc. Noroc, bine ai venit. Bine te-am găsit. E o plăcere de fiecare dată când văd culisa asta și cât de frumos e amenajat restaurantul. Mulțumesc, deja mulțumesc. Te aștepți la farfurii senzaționale. Ai pregătit un aperitiv. Da, am pregătit o trilogie de tartinabile mediteraneene, unde combinăm arta celor din Liban cu arta celor din Grecia. Deci, wow. O salată de ikete rama, un hummus și un muhamarah. Toate vin servite cu o pită grecească pentru a delecta gustul clientului când vine și să-l pregătim pentru felul 2, unde de obicei partea forte este pe parte de pește, fructe de mare, dar avem și preparate din, cu pasta și cu carne. Da, deci de-abia aștept să vină pe masă produsele care le-ai comandat, trilogia. Trilogie de tartinabile mediteraneene și, doar pentru tine astăzi, facem măsline pane. Wow! Știu că sunt un pic diferit. Toată lumea se așteaptă la măsline să fie clasice. Noi avem măsline pane. Da, și pita grecească originală. Da. Deci, toate produsele care țin de Grecia vin din Grecia. Dacă ești din altă parte, vin din altă parte. Italia, Spania, Franța. Aici avem salată de ikete rama, ikete rama grecești, muhamarah, e o rețetă libaneză, ea original este foarte picantă. Noi nu facem picantă, o facem dulceagă, folosind reducția de rodie. Și humusul clasic pe care știm toți. Deci pită acum, găcească, înainte să ne aruncăm peste ele, trebuie să mă duc spre cameră aici, ca să le vadă și cei care ne urmăresc cât de frumos sunt prezentate, sunt convins că sunt gustoase. Iar aici și măsline pane umplute cu anșoa. Măsline pane umplute cu anșoa. Și deci, incredibil. Deci foarte mulți clienții noștri nu pot să-și imagineze o măslină prăjită. Dar are un gust senzațional. Este prima oară în viața mea că am mâncat acum o măslină pane făcută. Este senzațional. E o rețetă pe care o știu și din Grecia. Și când am deschis, am zis, nu se poate. Nu am găsit nicăieri. Mm-hmm. Am fost în Brașov, m-am dus mai multe restaurante. Bine, găsești măsline Kalamata, formă crudă, unele mai mari, jumbo sau micuțe, dar prăjite niciodată. Dar nici în Grecia n-am. Și nu peste tot. Des. Da, nu chiar peste am tot. Am fost și anul ăsta în Grecia, pe insula Tasos, n-am găsit niciun restaurant, nicio tavernă. Sunt mai mult pe insulele, pe Ciclade. Mm-hmm. Ciclade găsești anumite preparate pe care nu le găsim sus în nordul Greciei. Da. Dar asta înseamnă Meditera. Să îmbinăm arta culinară a tuturor cei care sunt favorizați de acea climă fantastică din Meditera. Bine, și bucătăria lor este extraordinară și se consideră cea mai sănătoasă. Este. Având un echilibru. Da. Este sănătoasă și echilibrată. Simt puțin cum ai ajuns la Brașov. Știu că ești pe jumate grec.
Da. Dar știu că ai trăit în România. Da, am trăit în România, sunt român, dar am stat foarte, foarte mulți ani în Grecia. Undeva la 22 de ani. Deci am crescut, am studiat în Grecia. Ultima experiență, deși eram în România deja de 4 ani, am mers în Mykonos. La un hotel și acolo am cunoscut doi oameni minunați din Brașov. Cărora le-am promis că o să venim să-i vizităm. Eu, să spun sincer, n-am fost niciodată în Brașov în viața mea. Deci niciodată. Și am venit în Brașov și am rămas pur și simplu uimit de frumusețea orașului, de ritmurile orașului și de o altă viață pe care nu puteam să-mi imaginez, trăind în București 4 ani. Calitatea vieții. Da. Care îți dă natura, muntele, pârtire de schimb, fața ușii. Deci, și în primul rând, acel nou bine, mai așa, ritmuri mai sănătoase, fără stres, fără... Nu suntem chiar așa de lenți ca nu, sibienii sau clujenii? Nu, da, avem și noi lentitatea asta a brașoveanului. Mă refeream la un sens de... În București ești întotdeauna împins din spate, dar nu dai seama de ce. De stres, probabil, de... E un rush permanent acolo, da. Adevăr, așa este. Aici poți, într-adevăr, să te bucuri de natură, de frumusețea orașului, care din fericire și-a păstrat această structură și arhitectură din 1500, 1600, 1700, deci, și mai bine, pe care o și conservă și o și arată celor care vin în Brașov, plus muntele. Și te bucuri de oameni. Și oamenii da, vin în să facă vacanță, să facă concediu. Nu există ceva mai frumos decât să lucrezi, să trăiești într-un loc unde alții vin să se relaxeze. Deci asta înseamnă că avem o relaxare permanentă și eu mă încarc în fiecare dimineață bateriile uitându-mă pozitiv la tâmpa, uitându-mă la scrisul ăla cu Brașov frumos și la oamenii din jur care da, se cunosc, se salută. Asta m-a și mutat un pic și m-a determinat să... Deci noi ne-am hotărât cu soția mea și cu gemenii, ne-am mutat în 3 zile. După Brașov, în 3 zile ne-am hotărât să venim în Brașov. De câți ani stai acum în Brașov? 3 ani. De 3 ani? Da, și mândru. Și de câți ani ai deschis Meditera? 2 ani jumate. 2 ani jumate. 2 ani jumate. Deci din februarie 2019, aș zice un challenge foarte mare, pentru că încercăm, așa cum spune și logo-ul nostru, cu sare și raze de soare în buzunar. Încercăm să aducem filosofia Greciei, Italiei, Spaniei, Mediteranee. Să aducem în Brașov. Mulți mi-au spus, Richard, restaurant mediteranean în Brașov. Da, de ce nu? De ce nu? Haideți să experimentăm și ceva care poate este opus față de munte. Și o experiență. Marea a venit la munte. Și o experiență excelentă. Iamas! Mă rog, Iamas! Iamas! Iamas. Da, deci am gustat toate specialitățile tale ca aperitiv extraordinar, dar măslinele pane m-au dat gata. Măslinele pane sunt foarte, foarte bune. Sunt, aici merg la orice, merg la bere, merg ca snack, merg ca aperitiv. Sunt umplute cu anșoa. Asta este secretul. Da. Da, și dă gustul un pic așa. Este foarte important să ai un produs cât mai sănătos și fără foarte multă prelucrare. Deci noi nu facem, noi avem produse prime, Grecia, Spania, Italia și din piața locală. Și de calitate. Da. Și facem cât mai puțin, devenim cât mai puțin ca să aibă gustul original. Să știți, dacă n-aș fi știut că aici sunt produse de calitate și materie primă de calitate, poate nici n-aș fi venit să fac emisiunea aici. Dar mă bucur. Este excelent. Ce ne-ai pregătit de fel principal? Fel principal, am încercat să combin un pic tot ce înseamnă mediteraneană și când am conceput meniul, am zis să facem un platou prăjit și unul pe grătar. Cel prăjit, într-adevăr, merge foarte, foarte bine. Se cheamă platoul Falasa. Falasa în limba greacă... La revedere! În limba greacă înseamnă mare și atunci reprezintă tot ceea ce înseamnă mare. Platoul Falasa vine. O să vedeți și când ajunge. Creveți, calamari, anșoa și midii. Toate prăjite.
Îmi curge deja gura. Se vede cu petrecăceasă, cu lămâie. Este conceput ca un aperitiv sau ca un fel principal. Poate fi șeruit de două persoane, pentru că are undeva la 500 de grame și este suficient. Și al doilea fel principal care aș vrea să-ți-l prezint astăzi sunt creveții în sos de vin și usturoi. Grecii, ca și noi, fac în toate rețetele lor un pic de usturoi. La noi mai mult, la noi mai puțin. Ei nu l-au pe dracul, la noi l-avem exact, și trebuie să exact. Ei adaugă și lămâia. Deci, lămâia se pune mai peste tot. Deci, în Grecia, poți să te aștepți peste o friptură la grătar, foarte bine făcută, apetisantă, să-și pună lămâie peste. M-a șocat acum 20 da, de ani. Vienejii nu-și pun lămâia pe șniță. Da, păi, da, dar cred că tot la Grecia au furat. Da, probabil. Da. Pe mine m-a șocat, își puneau peste fasole lămâie. Și am zis, hai să încerc. Și, într-adevăr, schimbă gustul. Dar nu peste iahnie. Nu, nu, fasole boabe, da. Da, fasole fiartă, o salată de-a lor cu salată verde, cu fasole, au un alt concept. Foarte sănătos. Deci eu n-am văzut în Grecia, poate, întotdeauna toate mesele sunt foarte echilibrate. Pește, salate, da, sunt restaurante care sunt numai pe carne și acolo mănânci carne, dar sunt foarte, foarte gustoase. Foarte gustoase. Să ne întoarcem la venirea ta în Brașov. Da. Ai doi copii. Gemeni. Da. Câți ani au? Au 6 ani jumate. Și cum s-au adaptat aici? Foarte bine. Foarte bine. Noi i-am dus la, fiind în Brașov, la o grădință germană. În limba germană. A fost un pic mai greu pentru ei la început. Vă dați seama, eu n-am vorbit deloc cu ei germană, deși cunosc germană, dar nu am vorbit cu ei. Nici greacă. S-au adaptat foarte, foarte bine. Și acum merg la Honterus, tot din limba germană. Și sper să iau un pic din cultura Brașovului. Știți, eu original sunt de Cujgălați, soția din Drugoviște. Nu avem nicio treabă cu germana. Și mă bucur foarte mult că ei un pic se integrează în această cultură. Să știi că prin educație ei automat se integrează, învață tradițiile, învață obiceiurile, învață de cultură, de istorie. Copiii de la Horterus sunt ghizi mai târziu turistici în Biserica Neagră, nu numai în limba germană. Este și mă bucur frumos. Foarte mult și te felicit. Și știu că mulțumesc germană, că ne-am greu. Vorbit de câteva ori germană, dar rămânem pe limba română da, aici, trebuie. Fiindcă vrem ca toți cei care vizionează emisiunea Best of Brașov să înțeleagă și să vină să deguste produsele care le avem aici. Abia aștept să vină felul principal. Acum vine felul principal și mai bem o gură, că este foarte bun. Iamas. Da, deci copiii la Honterus, tu aici, soția? Și aici, ea este sufletul restaurantului. Eu sunt în față. Ea operațional. Da, ea e tot ce înseamnă în spate. Haide, capul meu. Wow. Da. Uite, capul meu. Deci ce avem aici? Avem platou. Falasa, cum am spus, mare, da. Da, eu când povestesc combină, eu să bineînțeles. Combină creveți sălbatici, calamar prăjit, anșoa întreg, să-și păstreze prospețimea și suculența, și carne de midii. Și aici ți-am pregătit crevete în sos de vin și usturoi. Este, cred, pe departe, cel mai vândut produs al nostru. Excelent. Aceste două sunt, pentru că marea majoritate a clienților noștri caută ceva diferit. Deci am avut clienți care mi-au zis, Richard, nu mai pot carne. Am dat în România și am mâncat carne tradițională și vreau altceva. Pe, și atunci... Bine, noi aici suntem obișnuiți cu fructe de pădure. De pădure. Cu porcul, pistăreți, cu ursul. Mai avem și niște fructe de mare aici. Corect. Nu știu cu ce să încep. O să încep cu sardinele. Da? Așa, sau și chiar și crevetele. O să iau și un crevete, care este da. Extraordinar. Sunt creveți sălbatici. Și un pic de calamar. Îi curățăm, da. Și aici sosul e sos de lămâie, da? Lado lemon o se cheamă, da. Îngăcește, ulei de măsline, extra virgin, lămâie și un pic de oregano. Este sosul care însoțește
tot ce înseamnă fructe de mare în Grecia. Și pește. Și cu un pic de verde. Că un pic de verde, bineînțeles. Un pic de verde pe farfurie. Să se pară frumos. Și creveții aici sunt... Îi luăm după aia. Sau servește-te tu, eu vreau da, să gust. Sunt excelenți. Creveții se mănâncă cu mâna. Da, e... Eu așa am învățat. Știu, crevețile pui și... Mai era ceva. Nu mai știu. Perfect. Nu mă interesează, rămâne la creveți. Mm. Mm. Da. Creveții tot din Grecia vin? Da. Ai furnizor care îți aduce am, proaspăt? Am grecul meu. Uh-huh. Cum se spune? Dar e bine să fiecare să aibă grecul lui. Am și, suferit, am și suferit în pandemie. Mm. A avut interdicție la pescuit. Da. A avut greutăți în aprovizionare. Uh-huh. Și atunci a trebuit să... Bine, nici nu au fost foarte mulți clienți. A fost o perioadă mai grea pentru noi. Dar acum și-a revenit și suntem ok. Cum v-ați pregătit pentru a trece pandemia? Știu că a lăsat urme adânci în ospitalitate, în gastronomie. Ne pregătim prin a primi clientul și a-l face să se simtă safe. Deci, prin dezinfectare. Hygiene, prin hygiene. Da. Prin semne de limitate pentru a merge înăuntru sau afară, rute separate. Am văzut că aveți toată comunicarea de comunicare, siguranță. Tot. Angajații poartă mască. Poartă mască, chiar dacă s-au vaccinat. Cum stați cu vaccinarea? Stăm bine. Stăm cam bine. Cât la sută din personal? Cred că undeva la 70%. 70%, bravo. Și încercăm, deci, încercăm să dăm un impuls pentru a avea pe toți vaccinați până în toamnă. E foarte important să dăm mesajul de siguranță pentru turiști să poată să vină la Brașov, că știe că Brașovul e o destinație sigură, sigură, atât din punct de vedere sanitar, cât și din punct de vedere a prospețimii și a mâncării. Și a mâncării. Da. Suntem capitala turistică a României și trebuie să ne menținem. Trebuie să ne menținem. Poziția asta de vârf, dar o avem, sigur. Am clienți, mă întreabă, cum se poate să fie un pește proaspăt în Brașov? Zic foarte simplu. În 28 de ore. Uh-huh. Din Salonic până în Brașov. Din undiță sau din plasă? Din undiță sau din plasă până pe farfurie. Până pe farfurie. Excelent. Și oricum vine transportul rece, vine gheață. Rece, frig, gheață, deci nu sunt probleme care erau câțiva ani. Acum este mult mai simplu. Mult, mult mai simplu și totul. Cred că nu aș fi îndrăznit să continui sau să deschid restaurantul dacă nu aveam o sursă de materie primă care mă reprezintă constantă, și de care constantă ca să pot să o fac. Sunt produse care ar vrea foarte mult să le fac, dar pentru că nu am constanța produselor prime, nu introduc în meniu. Am avut într-o emisiune anterioară un austriac din Viena, care s-a naturalizat aici, Bernard Nöstl, probabil că și clientul tău. Acum am un grec, român-grec, care s-a naturalizat la Brașov. Ai fost primit de brașoveni cu brațe deschise și noi primim oameni de calitate cu brațe deschise. Atât turiști cât și cei care vin să se decidă să stea aici la Brașov, fiindcă este atractiv. Tu îți primești oaspeții extraordinari, am văzut treaba asta. Care a fost cea mai frumoasă experiență pe care ai trăit-o tu cu un oaspete aici? Da, sunt foarte multe și te marchează, dar cea mai frumoasă, eu cu soția am achiziționat această pianină. Ne-am dat foarte mult să o refacem, să o recondiționăm. Dar nu o folosim, pentru că eu nu știu, soția nu știe. Copiii învață pian, dar până ajung ei să cânt, o să mai dureze un pic. Într-o seară, la această masă, am avut două persoane. Au servit masa, au fost foarte impresionați de atmosferă, de mâncare. Și domnul mă întreabă, zice, este funcțional? Zic, din punctul meu de vedere, da. Șocat, uimit. Plăcut, surprins, de cât de frumos a cântat. Eu n-am crezut că această pianină poate să scoate sunetele acelea. De astfel l-am și filmat, i-am cerut voie, l-am filmat și l-am pus pe și pe Facebook, am fost foarte excelent. Mândru. A fost cea mai plăcută și am încă o experiență, exact la 4 zile după ce am deschis restaurantul, au trecut un grup de norvegeni. 12. Au trecut cu o seară înainte, s-au uitat, au făcut poze. A doua seară m-am trezit cu ei.
au mâncat, au fost foarte surprinși de calitate și de service și mi-a zis, de ce nu te găsim nicăieri? În niciun ghid, nicăieri, pe Facebook, nicăieri. Și am zis, am 4 zile. Păi dacă deschis. De-abia am deschis, vei și ei au inițiat pentru mine TripAdvisor. Foarte au făcut fain. Ei cont ca să pot să după ei n-aveau cont și au făcut. Da, și au făcut pentru mine. Și am fost foarte surprins și foarte emoționat de mișcarea lor. Foarte. Fiecare client care pleacă și revine îmi dă putere și energie să continui. Cu toate greutățile, cu toate dificultățile pe care le avem. Și să sperăm că o să fim mai bine. Îți dă încrederea, cu siguranță da. O să fim, fiindcă Brașovul este foarte atractiv și cu oameni ca tine, cu business-uri ca astea, cu restaurante, cu calitatea asta, cu reuțe, n-are cum să nu funcționeze. Dragii mei, timpul se scurge extrem de repede când ai nebunii de astea pe masă și oameni așa faini ca Richard. Mulțumesc pentru găzduire, mulțumesc pentru mâncarea asta excelentă. Plăcere. Sunt sigur că ai și vinuri foarte bune. Și când, bineînțeles. Ca și mai degrabă un vin al bun grecesc. Știu. Sigur dar... că și cătina e sănătoasă, dar în timpul zilei mai avem de condus. O să vin și seara, o să degust și vinurile. Și vinurile. Și sunt convins că ai și deserturi deosebite. Da, fantastice. Dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Mulțumesc Meditera Brașov, aici pe strada Hirscher, la numărul 2, Apolonia Hirscher. Veniți, merită să vedeți atât interiorul cât și exteriorul. Terasă foarte frumoasă, exact vis-a-vis de Reduta. Și doresc să mulțumesc celor care au făcut posibil această emisiune. Decra, compania care certifică siguranța sanitară în retail și în restaurante și hoteluri. Și desigur Hygienium, care îți asigură siguranța sanitară prin produsele excelente, made in Romania. Yamas! Yamas! Yeah,